Salutare, dragi pariori! Eu sunt Georgiana. Iar eu sunt Corina. Și haideți să încheiem săptămâna împreună cu câteva punturi bune. La începutul sezonului, toată lumea se aștepta ca Liverpool, Chelsea și chiar Tottenham să fie printre echipele fruntașe de pe locurile de Liga Campionilor. Acum însă, cu doar 8 etape până la final, lucrurile stau puțin diferit. West Ham United și Leicester sunt pe locurile de Champions League alături de Granzii din Manchester. Dacă de la Leicester ne așteptam să facă o figură frumoasă în acest an, grație unui sezon trecut foarte bun, West Ham pare a fi surpriza acestei ediții de Premier League. West Ham este pe locul 4 și are doar un punct peste rivala din oraș Chelsea Londra, astfel că nu își permite pași greșiți dacă vrea să joace la anul pentru prima dată în UEFA Champions League. Leicester, în ciuda campaniei trecute destul de reușite, a dezamăgit puțin deoarece a ratat la limită participarea în Liga Campionilor, fiind nevoie să se mulțumească cu Europa League. Din ultimele 5 meciuri directe, 2 s-au terminat la egalitate, 2 au fost câștigate de Leicester, dar la ultima întâlnire West Ham s-a impus fără drept de apel, scor 3-0. Leicester are o statistică interesantă pentru meciurile din deplasare, fiind neînvinsă în 2021 pe teren advers, iar în 8 din aceste 10 meciuri a înscris minim un gol. Pe teren propriu, West Ham a înscris în toate meciurile din 2021, dar nu a reușit să o învingă acasă pe Leicester din decembrie 2014. Două echipe care au încântat cu fotbalul lor în acest sezon de Premier League nu ne pot dezamăgi, mai ales când miza este participarea în Liga Campionilor. Ne așteptăm la goluri de ambele părți, așa că pontul zilei de azi este ambele marchează la West Ham Leicester, pronostic pentru care Ghesbet ne oferă o cotă de 1.76. Manchester United începe să joace din ce în ce mai bine și chiar dacă nu are nicio șansă reală la titlul în acest sezon, viitorul sună bine pentru Diavolii Roșii. Echipa de pe Old Trafford încă nu este la nivelul rivalei locale, Manchester City, dar pentru o formație aflată în reconstrucție se descurcă foarte bine. Diavolii Roșii sunt pe locul 2 cu 60 de puncte, fiind neînviși în campionat din luna ianuarie, când au pierdut acasă cu Sheffield. Astăzi, echipa lui Bruno Fernandes merge la Londra pentru duelul cu Tottenham, formație antrenată de portughezul Jose Mourinho. Harry Kane, respectiv Bruno Fernandes, sunt doi dintre cei mai buni 3 marcatori din Premier League, iar United și City au înscris adunat 109 goluri în 30 de partide. Sunt toate premisele pentru un meci spectaculos, așa că noi vom alege pentru biletul zilei cota de 1.31 oferită de Getsbet pentru un meci cu peste 1.5 goluri. Atalanta, una dintre cele mai frumoase echipe din fotbalul italian în ultimii ani, este aproape de o nouă calificare în Liga Campionilor. Formația antrenată de Gasperini este din nou echipa cu cele mai multe goluri marcate din Serie A, demonstrând că nu a renunțat la fotbalul spectacol. Fără investiții majore, Atalanta este o formație atipică fotbalului zilelor noastre și care ne încântă mereu cu evoluțiile sale. În etapa cu numărul 30, Atalanta se deplasează pe terenul Fiorentinei, o echipă ce acum câțiva ani era la rândul ei o formație ce juca un fotbal extraordinar de atractiv. Acum Fiorentina trage să scape de lupta la retrogradare, fiind departe de un loc în cupele europene, așa cum și-ar fi dorit fanii la începutul sezonului. În ultimele 5 meciuri directe, Atalanta s-a impus de 3 ori, Fiorentina o dată, iar un meci s-a terminat la egalitate. 4 victorii în ultimele 5 meciuri de campionat, oaspeții de azi sunt favoriți să câștige confruntarea de pe Artemio Franchi. Vom merge și noi pe mâna favoriților și vom paria pe Atalanta la o cotă de 1.62, astfel că biletul zilei ajunge așadar la o cotă totală de 2.13. În ultima etapă a sezonului regulat de Liga 1, toate echipele trag să obțină cât mai multe puncte pentru a avea un avantaj semnificativ în play-off sau în play-out. Având în vedere faptul că în a doua fază a campionatului punctele se înjumătățesc, situația din clasament se poate schimba dramatic până la final. Craiova și CFR se află în urma liderului FCSB, dar diferența dintre cele 3 favorite la titlu nu va mai conta așa mult la startul play-off-ului. Cei doi granzi ai provinciei se întâlnesc față în față pe Ion
Oblemenco, iar ambele echipe speră ca înjumătățirea punctelor să le aducă cât mai aproape de FCSB. CFR, campioana ultimelor sezoane, vrea să obțină al patrulea titlu consecutiv și să devină echipa din provincie cu cele mai multe campionate câștigate, acum fiind la egalitate cu UTA. În sezonul trecut, cele două au jucat un meci decisiv pentru titlu, însă oltenii nu au reușit să se impună și să ducă titlul în bănie. Campionatul României nu este unul renumit pentru meciurile spectaculoase pe care le oferă și mai mult avem acum față în față echipele ce stau cel mai bine din punct de vedere defensiv. CFR are 15 goluri primite, iar Craiova doar 14, astfel că este de așteptat ca cele două să se neutralizeze una pe cealaltă mai degrabă decât să vedem un joc bazat pe atac. Derbiul etapei din Liga 1 ne aduce pentru pariul riscant o cotă de 3, pariu ce poate fi câștigător dacă Universitatea Craiova CFR Cluj se termină la egalitate. Vă mulțumim că ați fost alături de noi! Și vă așteptăm cu un like, un share și un subscribe pe paginile noastre de Facebook și YouTube, Pariul Sexy by GetsBet. Bye!